antreprenor. Da, este o viață, este un început pentru mine. Am ales să fac o investiție în acest proiect pentru că mi-a plăcut acest proiect. Am vorbit și cu oamenii, cu Andrei și cu Adi. Mi-a oferit foarte multă încredere și atunci mi-au arătat proiectul. A fost un proiect care mi-a dat multă încredere. Înțeleg că e un proiect verde, ceva eco, totul cât mai... Exact, exact. Au și câștigat un premiu pe această temă. Iar pentru mine este important pentru că este o inovație pe piața de imobiliare. Contează foarte mult să ne duce spre o direcție de sustenabilitate, iar acest proiect o facem. Să începem să ne gândim deja la antreprenorul Drăgușin. Nu e prima ta investiție, ai dat urmă unei chestii private în Greenfield. Cum e? Da, este vorba despre Giro, cea pe care am deschis-o alături de fratele meu. Ușor, ușor, pentru că viața de fotbalist este scurtă, iar eu am înțeles acest lucru și trebuie să fim siguri și pe partea asta financiară, pentru că banii nu o să vină mereu. Trebuie să facem alegeri inteligente cu banii pe care îi câștigăm, să nu avem probleme mai târziu. Adică unde se construiește mai ușor, aici sau la Național? No, bine, la Național am reușit să construim o familie acolo, mai mult, o echipă adevărată care am reușit să facem această performanță incredibilă. Suntem foarte mândri de ceea ce am făcut și mai ales suntem fericiți că am reușit să facem o țară întreagă mândră. Colegii te-au întrebat de proiect, au întrebat oriceva. Nu, încă nu m-au întrebat, dar sper să, dacă le face plăcere, o să le spun cu mare plăcere detalii și de ce nu. Care e cel mai frumos mesaj pe care l-ai primit? Sutele mii care de mesaje am primit. Majoritatea sunt de felul că mulțumim că ne-ați făcut bucuroși și că sunt mândru că sunt român. Acest lucru chiar m-a emoționat foarte tare și m-a făcut să înțeles că cu adevărat am făcut un lucru foarte important. Colegii din Italia? Da, am primit și Mister Gelardino mi-a scris, m-a felicitat. Am primit multe mesaje și de acolo. Vă dați seama, oamenii de acolo sunt fericiți pentru mine și pentru România. Cum te-ai simțit când ți-a scandat pe stadionul? A fost un moment unic pentru mine. A fost o piele de găină pe care am avut-o imediat cum am auzit lucrul acesta. Pentru mine a însemnat un lucru foarte, foarte important, pentru că înseamnă că oamenii mă apreciază și mă respectă. Dacă vă zicea cineva la începutul calificărilor că să fiți pe primul loc, să terminați grupa cu 5 puncte în față, aveți în Noi, sincer, eram foarte încrezători și sigur pe noi că o să ne calificăm. Că am făcut-o de pe primul loc cu cea mai bună apărare și cu neînvins, este rezultatul muncii noastre pe care am depus-o în fiecare zi, iar este un lucru foarte, foarte important pentru noi. 4 puncte din 6 cu Elveția, primul loc în grupă. Acest lucru sunt, cum am spus, rezultatele muncii noastre. Pentru noi este foarte important acest lucru. Ne-am dorit extraordinar de mult să ajungem la Euro și uite că am reușit. Ai vreo națională pe care vrei să o vezi acolo în Tunesc? O preferință la Spania, Italia, Anglia. Nu neapărat, nu. Acolo știm cu toții că vin cele mai bune naționale din Europa, iar sincer să-ți dorești o echipă sau nu este mai puțin important. Unde ți-ai dorit să fii următorul pas în carieră? În loc în care voi evolua cel mai bine și mă voi dezvolta cel mai bine. Lucrul acesta voi lua decizia când va fi momentul, doar că acum avem lucruri mai importante de făcut decât să mă gândesc la acest lucru. Cum te simți când știi că valorezi atât de milioane? Pentru mine cota de piață nu este un lucru care să mă motiveze, cum am spus-o și înainte. Asta este treaba specialiștilor care pun aceste cote, pe mine nu mă influențează. Rob, ce simte un tânăr jucător care a fost deja la un turneu final Under 21, acum turneu final mare, ce poate simți un tânăr jucător când joacă parte turneu final de turneu final? Ce poate simți orice jucător care este convocat și joacă pentru echipa națională? O mândrie foarte mare, dar o responsabilitate pe măsură, pentru că tu ești fața României în Europa, iar ai datoria de a o face în cel mai bun mod. Aștept să mergi și la un mondial? Cu siguranță. Exact, acesta este următorul pas și sperăm ca să fim prezenți și acolo. Rămâne Premier League campionatul în care îți dorești să ajungi? Cum mai scris? Da, acesta este campionatul care îmi place, care, să spun eu, este... pe placul meu, aș putea spune. Este un campionat pe care îl urmăresc și
sper ca într-un viitor să joc acolo. Totuși, dacă îți place Premier League, să ai și o echipă preferată. Nu, echipa preferată nu. Eu acum sunt la Genoa, iar pot să vă spun că echipa mea preferată și care am vrut mereu să joc este echipa națională. A fost o ofertă de la Newcastle. Poftim? A fost o ofertă de la Newcastle. Nimic scris. Cât Tottenham s-a vorbit? Sunt multe zvonuri, multe știri care apar în presă, dar momentan, cum a spus-o și Florin Manea, nu este nimic scris. Te-ai bucurat pentru Fucica și pentru reușita de la națională? Sunt sigur, te scoliți la Genoa, bănuiesc că ți-am mai povestit și... Da, asta i-am spus și după meci, că mă bucur enorm de mult pentru el. Știu că a trecut printr-o perioadă mai grea, dar toți fotbaliștii trec printr-o această perioadă, pentru că nimeni nu poate să fie perfect mereu. Iar cu siguranță acest gol i-a dat multă încredere și sper să continue pe drumul acesta. Care e modelul tău de fundaș din Premier League preferat, după care te ghidezi, pe care îl urmărești pe cei care te-au campionat? Nu, model n-am avut niciodată sau idol, dar bineînțeles că am văzut și prin presă că se scrie foarte des că asemăn puțin cu Virgil van Dijk, dar pentru mine nu a fost niciodată un idol și nu am niciun idol. Așteptăm un transfer de senzație după Euro 2024. Se poate întâmpla orice. Eu, cum am spus, am alte lucruri mai importante de făcut în acest moment. Iar această decizie voi lua când va fi cazul. Mersi mult de bravo. Hai să rămânem să se